Ne-am gândit să începem cu cea mai recentă premieră pe care a avut-o Teatrul Colibri la final de 2023. Este vorba de o poveste foarte cunoscută, foarte amuzantă, foarte îndrăgită și foarte bine primită de public la premieră, Pupăza din Tei. Regizorul Cristian Mitescu recidivează, să zicem așa, pe scena Teatrului Colibri după ce a mai montat două spectacole de succes și cred că modalitatea în care el a montat și a gândit acest spectacol este un fel de demonstrație a diverselor tipuri de mânuire și a diverselor tipuri de păpuși și de marionete brodate cumva pe temele din amintiri din copilărie. Cred că este unul dintre spectacolele care va face foarte multă va produce foarte multă veselie pe scena noastră, va avea viață foarte lungă și cred că este unul dintre spectacolele de rezistență. Iar un alt spectacol care s-a născut de fapt dintr-un atelier de creație, Povestea celor trei purceluși, un spectacol creat și jucat de Geo Dinescu și Marin Fagu, este unul iarăși dintre spectacolele de mare succes pentru că este un spectacol interactiv unde se antrenează absolut toată lumea care participă și de pe scenă și din sală. Sunt spectacole foarte vesele, foarte tonice și care au umplut sala Teatrului Colibri. Și în continuare, weekendurile acestei luni, prima lună acestui an, sunt spectacole îndrăgite, sunt spectacole mai vechi, mai noi, sunt povești clasice, sunt povești noi și așa cum deja s-au obișnuit craiovenii, dar nu numai ei, sâmbătă de la ora 18, duminica de la ora 11, sala teatrului răsună de zâmbetele și de râsetele copiilor și de aplauze pentru, cumva, pentru a răsplăti efortul creatorilor de pe scenă. Se apropie și Ziua Culturii. Cum va fi marcată ziua de 15 ianuarie la Teatrul Colibri? În primul rând, cred că fiind o instituție de repertoriu și fiind o instituție a comunității, deschidem din nou porțile, așa cred că trebuie, și avem porți deschise dimineața între 10 și 13 și după amiaza între 17 și 18. Doritorii, curioșii pot să vină sau să revină să vadă toate cotloanele teatrului, să vadă și unde dorm păpușile când se retrag de pe scenă și unde se creează costumele și să vadă perspectiva din scenă asupra sălii. Și cred că teatrul cumva este un fel de mic muzeu. Așadar avem porți deschise, dar în afară de porți deschise avem și ateliere de creație gratuite de data aceasta. Este un atelier de creație tipic sau atipic, coordonat de Geo Dinescu în data de 15, evident, ianuarie, de la ora 11 și un atelier antrenor de zâmbete coordonat de Laura Pumnea, care se va desfășura între orele 16 și 17. Și în același timp deschidem și două expoziții, atât în foaierul teatrului cât și în sala studio, expoziții cumva care aduc cu mijloacele tehnologiei foarte moderne, aici vorbim și despre holograme, imagini din spectacolele care se bazează pe literatura română, atât clasică, dar și contemporană, și imagini, schițe, de fapt, ale poveștilor pe care putem să le vedem pe scenă, schițe ale spectacolelor care s-au montat de când Teatrul Colibri beneficiază de acest sediu, deci de mai bine de 10 ani, aproape 11 ani. Aceste expoziții vor rămâne deschise până la finalul lunii ianuarie și, evident, sunt gratuite. Cine vrea să le viziteze, le va vizita gratuit, conform programului afișat și pe care pot să-l găsească și la sediul teatrului și pe internet, peste tot. De ce este important ca părinții să îi aducă pe cei mici la teatru încă de la vârste fragede? Pentru că teatrul este, cred că, cea mai facilă și cea mai frumoasă și cea mai benefică formă de educație culturală, pentru că noi suntem, așa cum spuneau oamenii mult mai deștepți decât noi, suntem animale culturale și cred că este unul dintre cele mai simple mijloace de a face educație culturală, cum spuneam, pentru că copiii pot să aibă acces la un pic de literatură, nu? Teatrul se bazează pe poveste, ceea ce înseamnă scris, ceea ce înseamnă citit. Avem parte de muzică, avem parte de actorie, avem parte de convenție, avem parte de un ritual social, pentru că mersul la teatru
impună anumită disciplină și anumite obiceiuri, este un mijloc de a petrece cel puțin o oră împreună cu copilul tău, poți să-i vezi și reacțiile, comportamentul și cred că poveștile pe care noi le prezentăm pe scena teatrului, dar și ce se întâmplă în jurul spectacolelor, alte activități pe care noi le avem, sunt foarte importante pentru dezvoltarea copiilor, pentru dezvoltarea imaginației, a fanteziei, a prospețimii, pe care noi, din păcate, ca adulți, uneori o cam pierdem.